Suntem al doilea municipiu din județul Cluj, care facem prima ședință online. Eu zic că e destul de bine vis-a-vis de timpul pe care l-am avut ca să punem la punct acest sistem. O să vă rog să scuzați eventualele sincope sau știu ce poate să mai apară. Trebuie să avem un pic de răbdare, că cu timpul sau până la sfârșitul ședinței toate o să le reglăm. De asemenea, vreau să le spunem cu toții un la mulți ani domnului Lucian Cordiș pentru împlinirea frumoasei vârste de 28 de ani. Și doamnei Iulia Sămărtinean pentru 18 ani, da. Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale, declar deschisă ședința ordinară de astăzi, 26 martie 2020. La această ședință participă un număr de 19 consilieri din 21 în funcție. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, bună ziua domnule primar, bună ziua stimate doamne, stimați domn consilieri locali ai municipiului Turda, bună ziua, stimați și dragi turdeni. Așa cum spunea domnul primar, este prima ședință în această formulă a Consiliului Local din istoria Turzii. Este o ședință inedită, dar care se desfășoară după toate prerogativele și legislația în vigoare. Deci ședința este legală din toate punctele de vedere. Stimați colegi, înainte de a trece la ordinea de zi și la ce avem de lucru, vă reamintesc că în momentul când unul dintre dumneavoastră vorbește, după când a terminat de vorbit, să închidă microfonul ca să se audă pentru ceilalți. Înainte de a trece la ordinea de zi, vreau să vă anunț că sunt niște modificări, vreau să aducem niște completări la ordinea de zi. Vă propunem 5 proiecte pe ordinea de zi care au fost în comisiile de specialitate discutate și dați-mi voie să vă propun la punctul 1.1 pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare. Inițiator este primarul municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei. Dacă aș dori cineva de la Comisia 1 să ne spună dacă are aviz acest proiect. Domnul Sălăjan. Domnul președinte, am discutat doar la un proiect, dar cred că are aviz aparat și în sală. Bine, mulțumesc. Întrucât trebuie să votăm, am să spun star vot și dumneavoastră aveți 3 variante, vot împotrivă, abțineri sau pentru. Deocamdată sunt 15 din 17 voturi pentru. Mie nu mi-a arătat nimic ca să pot să votez. Da. Am înțeles. Dar sunt pentru. 15 pentru. E ok și așa, deci putem trece în procesul verbal. Cine nu poate vota online, să ne spună la microfon. Deci domnul Nap este pentru. Da, deci se poate închide votul. Mulțumesc. 16 voturi pentru. Al doilea proiect de hotărâre care vreau să-l introducem pe ordinea de zi la punctul 1.2. Proiect privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020. Inițiator primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Aviz din partea Comisiei numărul 1, domnul Sălăjan. Mulțumesc, aviz favorabil. Se ridice mâna dacă cineva dorește explicații referitor la acest proiect de hotărâre. Nu, ok. Nu, ok, star vot. Este cineva care nu poate vota? Ok. Al treilea proiect care introduce pe ordinea de zi la punctul 2.2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului reabilitarea și dotarea creșei Poiana cu Castani și a indicatorilor tehnico-economici. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Dacă sunt intervenții la acest proiect de hotărâre, dacă din partea Comisiei 1 avem aviz. Mulțumesc, domnul Sfășan. În regulă, atunci începem să votăm. Star vot. Deci, Roș. La domnul Roș, sunteți pentru? Domnul Nap? Da, pentru. Deci 17 voturi pentru a intra acest proiect pe ordinea de zi. Mulțumesc. Un alt proiect care îl propun să intre pe ordinea de zi astăzi, la punctul 2.3, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitarea și dotarea creșei Poiana cu Castan și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator este primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Din nou cerem poziția Comisiei 1 referitor la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, dacă nu, începem să votăm. Star vot. S-au votat. Cerem poziția separată a domnului Nap și a domnului Roș Nicolae. Cum votați? În regulă. La fiecare proiect de hotărâre, domnul Roș, domnul Nap, vă rog ca dumneavoastră, după ce se termină votul, să ne spuneți cum votați. Bine? Mulțumesc. 17 voturi pentru. Proiectul de hotărâre intră pe ordinea de zi. Un alt proiect de hotărâre care vi-l propun a intra astăzi pe ordinea de zi, la punctul 3.8, este proiectul de hotărâre privind aprobarea PUS RLU, înființare Parc Industrial Logistic Nervia, amenajarea acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte și introducerea în terenul intravilan în tarlarele 85-86, municipiul Turda, cu acces din strada Câmpiei. Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Deci la punctul 3.8, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu suntem, cerem poziția Comisiei 3, doamna Crișan Sorina. Aviz favorabil, mulțumesc, doamna Crișan. Vă propun să votăm acest proiect de hotărâre dacă intră pe ordinea de zi și voi spune star vot. Da, pentru, dar ne-a reușit să în regulă, super. În regulă, domnul Ror, mulțumesc. Deci, 17 voturi pentru în unanimitate. Proiectul interpordia de zi. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă supun la vot ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26 martie 2020 cu modificările aduse. Start vot. Domnul Roș Nicolae, cum a votat acest proiect de hotărâre? Acest ordine de zi. Pentru. Deci, ordinea de zi, stimați colegi, a fost votată în unanimitate. Trecem la primul punct al ordinei de zi. Prezentarea procesului verbal a ședinței ordinare precedente din 27 februarie 2020, în care au participat 20 de consilieri locali în funcție. În cadrul ședinței s-au dezbătut un număr de 27 de proiecte de hotărâre, rezultând hotărârile Consiliului Local cu numărul 34 până la numărul 60. La punctul propuneri, întrebări, interpelări, din cadrul ședinței ordinare din 27.02.2020, a luat cuvântul domnul primar Cristian Octavian Matei, domnul consilier Nicolae Roș, domnul consilier Cristian Felezeu, domnul consilier Emin Moldovan și doamna consilier Minerva Ploscar. Stimați colegi,
Mergem la punctul 1.1 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2019 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare. Stimați colegi, dacă pe marginea acestui proiect de hotărâre cineva dorește să ia cuvântul. DFEA 1.100, vorbim de recuitare sau de ce? De excedentul bugetar, domnul consilier. Bun, excedentul bugetar. Se poate aproba în toate de urgență și rău 400.000 de lei din excedentul bugetar și restul 700.000 de lei de lei de la venit. O, domnul președinte. O să vă prezint pe scurt conținutul proiectului. Deci, conform articolului 58 din Legea Finanțelor, excedentul anual al bugetului local poate fi utilizat în timpul anului și are, conform legii, trei destinații. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă și pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite. În cazul de față, folosim a doua destinație pentru acoperirea temporară a unor goluri de casă. Cei 400.000 îi alocăm din excedentul bugetar rămas de 627.009, 400.000 îi luăm și folosim în secțiunea de funcționare pentru alocarea de transferul spitalului care va achiziționa echipamente de protecție și celelalte 300.000 pentru asigurarea serviciilor publice, respectiv pentru iluminatul public, salubritate și transportul local. Stimați colegi, vă rog să nu interveniți întotdeauna peste cel care vorbește, pentru că atunci nu se înțelege nimic. Acum, după ce a terminat doamna director, domnul consilier Anca, dacă doriți să aduceți alte clarificări. Care sunt perspectivele de recuperare? Dumneavoastră ce cu recuperarea temporară? Din ce cont va recupera dumneavoastră? Din sumele care urmează a fi încasate, din impozitele și taxele locale și din sumele care vor veni de la bugetul de stat. Momentan, din cauza că au fost decalat termenul de încasare pentru primul semestru al anului și datorită situației de urgență existente, nu au mai venit persoanele să achite și nici toate societățile comerciale nu au achitat impozitele și taxele locale. Deci, în situația actuală, nu avem suficient disponibil pentru a finanța serviciile publice și a lua măsuri pentru combaterea și prevenirea. Deci, în general, în da, și pentru combaterea și prevenirea acestui virus despre care știe toată lumea. Având în vedere situația asta este în toată țara, nu este numai la noi. Iar singura modalitate de a face ca lucrurile să funcționeze este să apelăm la acest fond de rulment, cum se numea actualmente excedent bugetar se numește. Mulțumesc, doamna director. Domnul. Vă rog. Vă rog. Domnul. Spuneți. Ordonanța respectivă să amână, face credit el la vă și așa mai departe să amână. Perspectivele de neîntregire a accidentului să nu le. Numai nu răspunde ca lumea, director. Mă face să mă supăr pe ea. Că din ce mai încasează venitul, domnul? Din ce mai încasează? Dar mă rog, să fie sănătos, să situație de urgență, eu să-mi acolo. Altcineva dorește să ia cuvântul? Domnul Adrian Moldovan? Da, eu vreau să întreb ceva. Se știe până acum cât s-a plătit un bilanț pe trei din taxe și impozite. Cât s-a plătit? Asta o să știm numai luna viitoare când aprobăm execuția la trimestrul întâi. Și asta se face abia după expirarea trimestrului. N-aș putea să vă spun. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu, supunem votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Star vot!
Deci mulțumesc. Stimați colegi, trecem la următorul punct al ordinii zi, proiectul 1.2, privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, ridicați mâna, vă rog, sau domnul consilier Anca să ne spună la microfon. Prezident dragă, pentru o întrebare pe teritoriul de sute de puncte, luăm de la ala 700 de mii, deci 400 de mii din excedent și 700 de mii din investiții. Treba, ca să fie clară situația, facturile către societatea domeniului public sunt plătite la ții, dacă luăm acum banii, aia vine în insolvență. Proiectul de hotărâre are într-adevăr două surse de finanțare. În primul rând, cei 400 de mii din excedentul bugetar, iar restul sumelor de 700 de mii se constituie prin diminuarea creditelor bugetare la câteva capitole și suplimentarea altora. Acest lucru este permis conform Ordonanței 29 din 18.03.2020, care, contrar prevederilor legii finanțelor, modificări de la un capitol la altul se pot face chiar și acum, datorită acestei stări de urgență care există, situații de urgență care există. În acest sens, am diminuat 200.000 de la cheltuieli de capital achiziției mobil Mircea cel Bătrân. După aceea am mai diminuat creditele bugetare cu 400.000 la capitolul 67, cultură, recreere, religie, de la subcapitolul alte servicii culturale. Este vorba despre acțiunile culturale care în primul semestru al anului, deci ceea ce ar fi trebuit în aprilie, mai și iunie, inclusiv sumele de la zilele municipiului, nu vor mai avea loc și atunci le redistribuim. Atunci PNP-ul Luna a câștigat partida, nu mai ținem zilele municipiului. Aici a dat lucrătora, doamna directoră, să fie sănătoasă. Probabil că le ținem, dacă lucrurile se îndreaptă. De ce sunteți pesimist? Eu am dat o finală, nu le mai țin de și numai exemple legii 350, nu doamna directoră. Alea, creditele pentru legea 350 au rămas. Îi spune, doamna directoră, vrea să spun eu ce să spun, sau care sunt asta, că mă fac director, ajung. Îmi cer scuze că intervin. Aici nu... Cred că nu am venit, ne luptăm politic, domnul Anca Doru. Nu știu ce presupuneri faceți dumneavoastră. În condițiile de astăzi, când cetățenii n-au voie să fie mai mult de 3 persoane la minim distanță de 1 metru, în condițiile de COVID și în condițiile în care nu avem voie să circulăm pe străzi, cred că nu punem problema că ne apucăm acum de activități culturale cu oameni mulți pe stradă. Este clar, în condițiile de astăzi, nici nu ar putea avea loc aceste manifestări, indiferent cum se numește manifestarea. Fie că este ziua copilului, că este zilele turzii, că este zilele zăpezii, nu are rost să discutăm despre aceste lucruri. Și în acest moment nici nu are rost să ținem niște bani blocați în aceste capitole de cheltuieli și trebuie să le folosim acolo unde ei trebuie folosiți astăzi. Adică în sănătate și în situații de urgență. Nu mă refer aici numai la spital. Sigur că o mare parte a banilor am încercat să alocăm către spital, dar o parte din banii alocați în acest fond de urgență vor rămâne pentru alte situații posibile a interveni, de exemplu cum ar fi Direcția de Asistență Socială, că nu știm în niciun moment când ar putea apare o altă urgență, ordonanță de urgență militară care să ne oblige la alte acțiuni în teren. Nu știm nici cât durează perioada asta, așa că nu are rost să facem aici alte discuții decât exact la ceea ce ne referim. Punem niște bani dintr-un cont în altul și alocăm acolo unde populația are nevoie.
Așa putem toți să ne lăudăm că am adus una și alta și facem și dregem. Trebuie să luăm lucrurile la rece, la concret. Oamenii au nevoie de sănătate, în primul rând, și pentru asta cred că luptăm toți să rămânem sănătoși. Prin toate mijloacele pe care le avem, rămânând în casă, ne făcând ședințe publice, ne mai vorbind de adunări publice și așa mai departe. Haideți să lăsăm glumele la o parte astăzi, până trece pandemia pe care o avem, care este pe capul nostru. După aia ne reapucăm de glume. Dar până atunci vă rog să aveți seriozitatea, toată lumea, să rezolvăm problemele așa cum trebuie rezolvate de către un consiliu serios, dintr-un municipiu serios. Mulțumesc! A treia sumă care se retrage este 100.000 de la capitolul 70, locuințe, servicii și dezvoltare publică, de la programul de dezvoltare Turda Decide. În acest fel am retras de la capitolele 51, 67 și 70, 700.000 și cu cei 400.000 din excedent avem un disponibil de 1.100.000 de credite bugetare care le redistribuim astfel. 600.000 la capitolul 66, sănătate, respectiv transferuri la spital pentru achiziția de echipamente de protecție în vederea finanțării măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirus. 200.000 constituim, majorăm fondul de rezervă, care inițial noi l-am cuprins doar cu 20.000, cu 200.000. Acest fond de rezervă se poate constitui pentru situații urgente și neprevăzute, așa cum este situația actuală, și care va fi utilizat, momentan îl avem stabilit la capitolul 54, așa prevede legea, și ulterior va fi folosit, așa cum a spus domnul primar, dacă se ivește o situație care necesită neapărat finanțare. Iar restul de 300.000 vor fi suplimentate capitolele de în care se desfășoară serviciile publice, respectiv la capitolul 70, iluminatul public, la capitolul 74, protecția mediului, activitatea de salubritate, și la capitolul 84, transporturi, transportul local. Mai avem pe partea de autofinanțate detalierea veniturilor și a cheltuielilor spitalului, care în afară de transferurile noastre au primit de la Consiliul Județean, printr-o hotărâre de Consiliul Județean 53, din 22-a 2020, 500.000 pentru achiziția de aparatură medicală. Da, mulțumesc. Stimați colegi, dacă mai sunt și alte intervenții... Domnule președinte, dar frate, se ne-au citat intervenția. Primarul nu pot să mă ia cu mine, să nu trate cu seriozitate. Trebuie să fie foarte atent la felul în care mă tratează cu mine. Asta vreau să le explic, domnule primar. Dacă nu mai este nimeni care dorește să ia cuvântul pe marginea acestui proiect de hotărâre, trecem la vot și spun star vot. Domnul Roș? Pentru. Mulțumesc, voturi împotrivă nu sunt, voturi mă abțin nu sunt. Proiectul votat în unanimitate. Trecem la punctul 2 al ordinei de zi, probleme ale serviciului finanțări externe și relații internaționale. Proiectul 2.1, proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și ai devizului general pentru obiectivul de investiții, amenajare zona agrement și construire centru multifuncțional în municipiul Turda. Inițiator este primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Discuții pe marginea acestui proiect, dacă sunt stimați colegi. Dacă cineva dorește să ia cuvântul,
Prin urmare, trecem la votarea acestui proiect de hotărâre, star vot. Voturi împotrivă nu sunt, mă abțin nu sunt. Proiectul votat în unanimitate. Mulțumesc, stimați colegi. Trecem la proiectul 2.2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului reabilitarea și dotarea creșei Poiana cu castani și a indicatorilor tehnico-economici. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu sunt, stimați colegi, trecem la votarea acestui proiect de hotărâre și spun star vot. Domnul Corbiș, am înțeles, domnul Nemeș, mulțumesc. În regulă, mulțumesc. Deci voturi împotrivă nu sunt la acest proiect, mă abțin nu sunt, deci proiectul votat pentru în unanimitate. Următorul proiect pe ordinea de zi, proiectul numărul 2.3, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitarea și dotarea creșii Poiana cu castan și a cheltuielilor legate de proiect. Stimați colegi, dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul și spun star vot. Eu nu pot să votez de data asta eu, deci și eu sunt pentru acest proiect de hotărâre și domnul Mureșan este pentru, subsemnatul pentru, prin urmare voturi împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt. Proiectul votat în unanimitate de către toți cei prezenți la ședința Consiliului Local de astăzi. Mulțumesc! Punctul 3 al ordinei de zi, stimați colegi, probleme ale arhitectului șef. Și trecem la punctul 3. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de politici publice la nivelul instituției pentru anul 2020 și a politicilor publice din sectoarele educație, sănătate, asistență socială, mediu și transport, realizate în cadrul proiectului ADEPT, Administrație Digitală Eficientă pentru Cetățenii din Turda. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Este cineva, domnul Felezeu Cristian, poftiți. Mulțumesc, bună ziua, domnule primar, domnule președinte, estimați colegi. Am o întrebare, dacă există cumva întocmit planul de politici publice pentru dezvoltare economică, sau dacă va fi tratat separat. Mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei arhitect șef. Mulțumesc frumos, bună ziua. Au fost abordat un prim pachet de 5 politici publice și ne așteptăm ca în perioada următoare să identificăm fonduri pentru continuarea acestui prim pachet. În consultarea primară au fost enunțate ca prioritare aceste 5 domenii. Ca atare, pentru acestea s-a aplicat în cadrul proiectului ADEPT detalierea strategiei aprobate prin hotărâre de Consiliul Local anterior și constituie un instrument de orientare în decizie, pentru că, așa cum cunoașteți, oportunitățile de finanțare suferă de multe ori modificări de-a lungul timpului. Însă trebuie să existe un document de bază, nu neapărat de control, cât de orientare. Domnul Felezeu, mulțumit de răspuns. Da, mulțumesc, dar totuși întreb pe doamna arhitect șef dacă politica publică pentru planul politici publice pentru dezvoltare economică va fi tratat separat.
Da, categoric. Acum, dacă vorbim despre dezvoltare economică, dumneavoastră cunoașteți că administrația publică are un set de instrumente limitat în această direcție, pentru că administrația publică, potrivit legislației și instrumentelor disponibile, poate acționa numai prin deschiderea de zone pentru dezvoltare, legislația privind facilitățile fiscale fiind una generală. Și de asemenea mai poate intra partener în anumite condiții pe anumite proiecte de dezvoltare. Normal că va fi subiectul unui pachet separat în condițiile prezentate. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Dacă nu, supunem votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Star vote. Deci, pentru și domnul Roș. Voturi împotrivă nu sunt, voturi mă abțin nu sunt, deci proiectul de hotărâre votat în unanimitate. Pentru. Mulțumesc. Proiect de 3.2.3.2, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educației. Discuții pe marginea acestui proiect? Domnul președinte, vă rog. Ca propunere s-a aprobat plan de politici. Aici de fapt, nu cred că mai există după ce a dat votul. Intervenții pentru pe care politica împartă. Astea pe care au la bază niște reglemente legale. Adică, că nu, trebuie să mă sugerez primarul primării, că nu mai dăm la noapte, atunci a zis și dăm un acord pentru cele patru proiecte care urmează. Pentru cele patru proiecte, dar fiecare proiect trebuie votat în parte, domnul consilier. În regulă. Bine, bine, mulțumesc. Aceea administrație, domnule președinte. Corect. Bine, stimați colegi, star vot. Domnul Roș, pentru? Pentru. Bine, mulțumesc. Deci voturi împotrivă nu sunt la acest proiect. Voturi mă abțin, nu sunt. Proiectul este votat în unanimitate pentru. Punctul 3.3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate. Discuții? Nu sunt. Trecem la vot. Star vot. Mulțumesc, domnul consilier, pentru precizare. Deci voturi împotrivă nu sunt nici la acest proiect de hotărâre, voturi mă abțin nu sunt, proiectul votat pentru în unanimitate. Punctul 3.4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistență socială. Discuții? Nu sunt. Star vot. Domnul Roș, pentru? Mureșan Valer. Mureșan Valer și domnul Ancadoru.
Vota. Pentru domnul Anca Doru, domnul Mureșan Valer. Am votat pentru. Bine, mulțumesc. Deci voturi împotrivă nu sunt la acest proiect de hotărâre, abțineri nu sunt. Voturi votat în unanimitate cu voturi pentru acest proiect de hotărâre. Punctul 3.5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, văd că nu sunt, nu ridică nimeni mâna. Trecem la vot, star vot. Am înțeles. Din nou, domnul Mureșan Valer. V-am votat pentru. Da, dar după ce... Pentru că acolo jos s-a apăsat și pe summit. După ce votați pentru și jos să apăsați pe summit. Bun, proiectul de hotărâre este votat în unanimitate. Mulțumesc, stimați colegi. Proiect de hotărâre 3.6 privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supunem votului dumneavoastră proiectul de hotărâre, star vot. Proiectul este votat de 20 de consilieri pentru. Domnul Roș, pentru. Voturi împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt. Proiectul votat în unanimitate. Mulțumesc. Punctul 37 pe ordinea zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu, construire locuințe unifamiliale în municipiul Turda, strada Univers, fără număr. Proiect inițiat de către primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt. Star vot. Pentru, deci, proiectul de hotărâre nu are voturi împotrivă, sunt abțineri, proiectul votat în unanimitate. Votul pentru. Mulțumesc, stimați colegi. Următorul punct pe ordinea de zi, proiectul 3.8. Privind aprobarea PUS RLU, înființare parc industrial logistic Nervia, amenajarea acces, cu scoaterea din circuitul agricol al terenului suport acestor incinte, și introducerea în teritoriul intravilan în tarlale 85-86 din municipiul Turda cu acces din strada Câmpiei. Stimați colegi, dacă sunt intervenții pe marginea acestei proiecte de hotărâre, domnul consilier Felezeu, din ce observ, vă rog. Da, dar primul eram eu, că am ieșit mai repede. Îmi cer scuze, nu m-am văzut. Da. Îi trebuie să te iau ce stânga și dreapta, știi cum de ce ai mie, că și te-a plăcut. Să dau prioritate de dreapta, în zilele astea. Haideți, domnul consilier Felezeu, haideți să facem. Dați-mi plăcere de cuvântul domnului Anca. E, domnule președinte, eu n-am văzut sub nicio formă adresa către Ministerul Agriculturii pentru scoaterea din circuitul agricol aceste suprafețe. Ok, este la Consiliul Județean această adresă. Haideți să-i dăm cuvântul doamnei Alitec și poate că ne știe le numi. Bună ziua! Avizul Comisiei de Urbanism este dat cu condiții și aceste condiții vor trebui respectate în următoarea perioadă de către proiectant. Acest PUS este, să zicem, un moment din evoluția unor tranzacții
privind terenurile respective cu destinație pentru funcțiuni industriale și au suferit diverse transformări de concept de-a lungul acestor tranzacții. În documentul atașat la ca aviz al Comisiei de Urbanism sunt specificate toate solicitările suplimentare legate de documentații pe care proiectantul este în curs să le obțină. Deci acolo sunt, într-adevăr, dar sunt solicitate toate. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul președinte. Și eu mulțumesc pentru intervenția domnului coleg. Stimați colegi, dacă vă sunt intervenții, domnul Cristian Felezeu, vă rog. Mulțumesc, nu mai are obiect întrebare. Regulă, alte intervenții pe marginea de proiect? Nu sunt. Star vot. Domnul președinte, Lucian Enes, vot pentru. Vot pentru și domnul Roș. Vot pentru. Stimați colegi, voturi împotriva nu sunt, voturi mă abțin nu sunt, proiectul votat în unanimitate pentru. Mulțumesc. Punctul 4. Problemele serviciului administrației publică locală. Punctul 4.1. Pe ordinea de zi, proiectul hotărârii privind acordarea unui mandat special reprezentatului Consiliului Local Turda și Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Metarom S.A. în vedere respectării dreptului de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Discuții? Domnule președinte! Vă rog! Cum se va este președinte în funcție, domnul consilier? Președinte, ședinte, mă rog! Deci, spuneți! Deci, tema izumă în condițiile ordonanței de urgență, și anume, că nu sacrifică pădurea să Martina Ghiuri, adică se face și în telefon, primită la Tetanu, o face nu e, că rămâne fără un consilier, domnul președinte. Deci, Mulțumesc! Bine, domnul Anca, voie bună! Stimați colegi, supun votul dumneavoastră proiect de hotărâre. Star vot! Nicolae Roș pentru, domnul Nemes. Deci voturi împotrivă nu sunt, mă abțin nu sunt, voturi pentru în unanimitate. Mulțumesc! Punctul 5 pe ordinea de zi. Probleme ale serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru. 5.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare și alipire a unor imobile situate în municipiul Turda, strada Petru Maior, numărul 2A. Stimați colegi, dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Nu sunt? Atunci spunem star vot! Deci toată lumea a votat, voturi mă abțin nu sunt, voturi împotrivă nu sunt, toată lumea a votat în unanimitate pentru acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Următorul proiect pe ordine de zi, sau trece mai bine zis la punctul 6 al ordinei de zi, probleme ale serviciului evidența patrimoniului și GIS. 6.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în municipiul Turda, strada Accente Sever, numărul 17,
înscris în CF, numărul 55477, turda număr top, în suprafață de 5882 metri pătrați. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Nu sunt, sau cel puțin nu-mi dau seama ca cineva să dorească să ia cuvântul, prin urmare trecem la vot. Acest proiect de hotărâre, star vot. Deci toată lumea a reușit să voteze, mulțumesc, stimați colegi. Voturi împotrivă nu sunt, voturi mă abțin nu sunt. Toată lumea a votat pentru acest proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre votat în unanimitate. Proiect de hotărâre 6.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în municipiul Turda, înscris în CF, numărul 50934, în suprafață de 167.362 metri pătrați. Discuții. Nu sunt, sau nu văd, nu sunt. Discuții. Trecem la vot. Star vot. Deci, votat proiectul în unanimitate. Deci, voturi împotrivă nu sunt, mă abțin nu sunt, toată lumea a votat proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Trecem la următorul proiect al ordinii zi, punctul 6.3, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare numărul 28 din 20.02.1995. Vă consult dacă cineva dorește să ia cuvântul la acest proiect de hotărâre. Nu sunt doritori, prin urmare trecem la vot. Star vot. Voturi împotrivă nu sunt, mă abțin nu sunt. Proiectul votat în unanimitate pentru. Mulțumesc. Următorul proiect pe ordine de zi, proiectul 6.4, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în municipiul Turda, înscris în cartea funciară numărul 56.130, inițiator primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Stimați colegi, dacă cineva dorește să ia cuvântul pe marginea acestui proiect de hotărâre, dacă nu, domnul Cristian Felezeu. Convit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori niște explicații, pentru că n-am înțeles mare lucru din proiect. Dacă ne poate da cineva explicații. Bună ziua. În urma unei solicitări a numiților Banei Andreea Iuliana și Banei Gheorghe pentru suprafață de concesiune pentru s-a întocmit această documentație tehnică având ca proprietar tabular statul român. Având în vedere documentația întocmită de DEA Candrei, s-a propus această dezmembrare și trecerea de pe statul român pe municipiul Turda, domeniul privat. În urma documentației s-a verificat, s-a identificat în teren, în urma acestei solicitări se poate verifica, terenul se află pe, în prelungirea străzii Gheorghe Barițiu fără număr și acolo, în zona respectivă, nu se poate ajunge decât numai pe proprietatea celor care solicită. Terenul fiind a statului român și nefiind folosit, aceste persoane care l-au solicitat în baza unei cereri din data de 19.12.2019, s-a solicitat propunerea de concesionare a acestei suprafețe. Este un teren nefolosit, cu destinația și categoria altă. S-a întocmit documentația tehnică de dezmembrare pentru a se delimita exact suprafața care este solicitată de respectivele persoane. Lucru care și dacă îmi permiteți, am întrebat pentru că știu că respectiva zonă a fost afectată de anumite ubicări de teren cu ceva vreme în urmă, dacă nu cumva este în acea zonă suprafața. Deci, după cum este dezmembrată suprafața,
Există suprafața de protecție până la pârâul care este în zona respectivă. Deci nu afectează pârâul sau alunecările respective. Mulțumim domnului Fântână pentru explicațiile aduse. Dacă mai sunt și alte poziții, dacă nu, supunem votul meu să acest proiect de hotărâre, star vot. Deci toată lumea a votat, voturi împotrivă nu sunt, mă abțin nu sunt, proiectul votat în unanimitate pentru. Mulțumesc, stimați colegi. Următorul punct pe ordinea de zi este punctul 7, propuneri, întrebări, interpelări și vă întreb dacă cineva dorește să ia cuvântul la acest punct. Spuneți, domnul Anca. Aș dori să întreb. Deci a venit acum jumătate de oră conștiințare și de atumărea în timpul mulțumesc din partea primarului Cristian Davean Matei, primarul municipiului, pentru asta din comitetul pe teren și plătit. Ori eu am beneficiat și de bonus. Deci nu trebuie să trecăm aceste lucruri, să mai trimitem o dată aceste lucruri la cetățenii acasă și probabil să infectăm cu coronavirus. Deci eu personal am plătit 3.464, deci nu mai trebuie să mai trimitem acest lucruri fără verificare. 1. 2. În conformitate cu prevederile ordonanței de urgență, am primit solicitări telefonice din partea medicilor din Politehnica Municipiului Turda, care la cealaltă dată sunt șomeri, dar au de plată o chirie pentru Consiliul Local, care este proprietarul acestui nume. Propun ca înșilor, după ordonanța de urgență, propun în limita ordonanței de urgență să de fie anulată plata acestui chirii pe o perioadă de 3 luni de zi. Același lucru îl propun și pentru situația de la Salina. Acum, față la Salina, îmi am un proprietar de chioșcu care desfășoară servicii în această dată. Odată cu aplicarea prezentului ordonanței de urgență, aceștia instrument. Să vedem cum descurcăm și cu această problemă și pentru aceste rog propun o amânare la parte pentru 3 luni de zi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier Anca. Subscriu și eu poziția dumneavoastră referitor la aceste chirii, atât la policlinică cât și la din parcarea de la Salina Turda. Le vom supune atenției celor în cauză. Cine altcineva dacă dorește să ia cuvântul, domnul Cristian Felezeu, spuneți. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că apreciez efortul pe care îl depune administrația în vederea dezinfectării suprafețelor de drumuri și de trotuare. Am o solicitare aici. Se impune constructorilor să-și spele utilajele, camioanele, excavatoarele și să nu mai iasă băieții din șantier de drumuri, pentru că tot efortul pe care îl face administrația e în bani. E prin spală curăță și imediat sau într-un timp foarte scurt ies utilajele din șantier pline de mizerie. Personal am atras atenția constructorilor asupra acestui fapt, dar din păcate nu vor să se conformeze. Asta în primul rând. În al doilea rând, cu lună de zile am solicitat din partea conducerii spitalului o informare. Am înțeles că au venit vremuri grele și sunt vremuri grele, dar cred că în calitate de consilier local aveam dreptul să primesc această informare din partea conducerii spitalului. În al treilea rând, am o întrebare la care aș dori să primesc un răspuns scris legat de cererile depuse de către persoane în piața agroalimentară din centru, legate de prelungirea contractelor de concesiune ale spațiilor.
E o problemă pe care am ridicat-o de 4 ori până acum și la care s-a venit răspuns. Mulțumesc! Da. Domnul Ovidiu Micu, bine am văzut. Vă rog. Da, domnule primar, domnule președinte Cașcolegi, aș vrea să solicit din partea administrației să sprijine proposta plăiat, și anume în aspectul la căsuțe de pedile, pentru că se vând bilete de autobus de la Serviciul de Transport Public. Să aibă dotare procurarea asta cu procurația militară numărul 3, declarația de proprie răspundere și ce mai creat acolo, pe baza cărora oamenii pot să iasă afară din casă. Deci, la Lomeșani s-au făcut câteva speculații, nu să se spun un lucru, s-a făcut în momentul în care la Mare Mare au fost vânzare cu revocata respectivele formulare. Noi am putea să le distribuim prin șopețe de bilete, atunci putea anunța portalul cu niște cale profesionale, persoanele care nu au dat la imprimată, să beneficieze gratis de formulare. Asta ar fi prima solicitare și a doua solicitare, dacă s-ar putea, pe perioada asta, să nu mai percepem taxa pentru transportul greu la strada 23 decembrie, venim ceva spre sprijinul proiectului de afaceri mondial și așa este trebuit și va fi o revenire, dar conceptul dumneavoastră a tuturor, conceptul pe primar, ar fi o soluție să pune un pic cu mai. Mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc. Altcineva, dacă dorește să mă ia cuvântul la acest punct al ordinei de zi? N-am, dacă se poate. Da, domnul N-am, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am trei probleme de expus, dar înainte de a le expune, aș vrea să spun că Consiliul PMP salută decizia de anulare a zilelor buzii, o decizie normală, ținând cont și de faptul că urma consultării populației, ce ca 95% s-au anunțat pentru anularea zilelor buzii. Prima problemă este referitoare la taxe și impozite. Deci anul trecut, în prima jumătate a lunii martie, se pune public proiect în dezbaterea publică privind impozitele și taxele locale pentru anul următor. Așa cum prevedea legea. Deci anul acesta nu a apărut un astfel de proiect și întreb de ce. Aș vrea să vă reamintesc că PMP-ul a solicitat încă din anul 2016 reducerea taxelor și impozitelor locale la minimul permis de lege, iar în cazul impozitelor pe locuințe încă se mai pot reduce. Aș vrea să țină cont de propunerea noastră cu minimul permis de lege, să știm dacă să vă ducem amendament sau să solicităm sprijinul puterilor, bineînțeles. Asta e prima problemă. Numai puțin. Amendament la ce să aduceți? Nu aducem amendament. Să vedem dacă facem amendament. La ce? La scăderea impozitului. Trebuie să faceți un proiect de hotărâre. Amendamente să fac doar un proiect de hotărâre. Ok. Spune. A doua problemă este legată de programul Tuta Decide. S-a anunțat amânarea în acest an, dar nu există o situație clară privind situația programului Tuta Decide pe 2019. Și aici aș avea nevoie de câteva răspunderi, aș spune câteva întrebări. Câte proiecte au fost incluse, dacă nu uitați sau se notează, că vreau răspuns. Câte au fost finalizate, ce sume s-au cheltuit, care este stadiul de realizare a celorlalte proiecte, nu știu, procentual, și câți bani mai trebuie. Și m-aș navin cu o întrebare dacă este ok să se suprapună cele două programe, în sensul că nu se termină unul, dar începe altul. Mulțumesc și încă ultima problemă pe care o am, ce legată de o cerere a unui cetățean din Turda,
CRR cu numărul 6834 din 2603-2019. Vreau să spun că nici până azi nu s-a dat un răspuns. Deci s-a insistat. A trimis o dată, spune numărul de cerere, 6.000. După 6834. Șaboca. Șaboca. Nu mai știu. Șaboca. Șaboca. Nu, am uitat undeva pe aici, dar o să găsesc. Dacă trebuie vă... O să vă dau să doar la secretariat. Deci ideea e că e durat de zile și încă nu se... Mulțumesc, domnul consilier, pentru intervențiile dumneavoastră. Altcineva? Altcineva mă doresc să ia cuvântul? Dacă nu sunt, dai minte. Dacă nu sunt, în final, o să dau cuvântul domnului primar, Cristian Matei. Da, mulțumesc. În final am putea trage o concluzie destul de pozitivă, a decurs destul de bine, sigur că se poate și mai bine. S-a rezolvat și problema votului, absolut toată lumea la ultimele proiecte de hotărâre a putut vota. Eu spun că în condițiile astea, cu condiția să treacă cât mai repede pandemia care este prezentă și ne vom vedea cu toți în sala de consiliu, până atunci putem să mergem așa și să rezolvăm probleme la modul ăsta. Vreau, cred că în asentimentul dumneavoastră al tuturor, să-i dorim domnului Adrian Sărmășan, colegul nostru, multă sănătate, a avut o operație grea pe inimă și, uite, micul râde, dar cred că el a făcut-o deja. Multă sănătate, domnul Adrian. Mulțumesc domnul primar și mulțumesc și colegilor pe această frumoasă orară. Și vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile pe care le-ați avut, mai mult sau mai puțin obiective. Vă mulțumesc, la revedere. Declarăm ședința închisă. O zi frumoasă. La revedere.